Salutare, este ora 8-9, seara 10 aproape, prieteni. Vreau să filmez și eu și să mulțumesc... Dar cum e partea asta, Mădălină? Ce, mi-a dus tava aici. Prieteni, vreau să mulțumesc și eu aici la cuscri noștri de la Craiova. De fapt, bunicii, unchii lui Mădălina, unde a fost la ziua onomastică. Și uite ce ți-a trimis, dar uite ce e ăsta. Ia uite, oaie de... Cât era oaia asta? Stai un pic, câte kilograme? 130. 130 de kilograme, mamă, ce coadă. Uitați, prieteni. Uite-și. Mi-a trimis coada asta. Și bucata aia. Și asta. Asta dar cum era făcută? La proțap. Era la proțap. Păi, e crudă un pic, văd. Păi da, trebuie la cuptor, o să o pui pe grătar și tu mâine. O pun pe grătar mâine. Da. Mamă, dar n-am văzut așa ceva, ce grăsime. Vai de mine. Asta o tai eu așa friște mâine. Dănuț care nu mănâncă oaie, se ducea și știa de acolo și câtă oaie a mâncat. Ia fi în gază. Ia nu se tai eu să văd. Să dau o notă la... Păi e de ce acum o oaie? Păi așa se mănâncă. Asta ciorba, stai că mănânc eu. Dă-i și farf. Ia. Din coada asta. S-o bagă la cuptor, a zis. A zis că ei ne urmăresc pe YouTube. Da. Și auzi că, cum a zis, să filmez? Da, să vad. Să vad cum mănânc eu. Și a zis să o bagi la cuptor. O fac eu ca să vadă ce surpriză fac eu cu ea. Cu coada aia grasă. Da. Coada aia grasă. Să vadă cu scri. Știi ce a zis? Eu trimit lui, că el e slăbuț, eu nu mai mănânc coada aia grasă, că el nu mănâncă. Da. Că eu știu cum să o pregătesc. El nu mănâncă, că nu. Asta e grasă pe mă, dar tu ai nevoie, tu nu ești gras. Nu mai mănâncă, că e la dietă. Da. Mamă, asta nu, o tai eu așa, să vezi ce o fac eu cu scret mâine. Mâine să-mi dați drumul la grătar și să vezi ce fac eu. Din asta. Să vedeți, prieteni. Deci era aia, din mare nu vede cum se face acolo. Mamă, uite. Bine, am mai rămas acolo. Asta e jambon? Jambon, pui pe grătar. Sau fac beciu cu fasole uscat? A cui a fost ziua? Alu? Alu? Alu Bani. Alu Bani, la mulți ani Bani, să fii sănătos. Eu chiar am vorbit cu bunica lui Mădălina. Ai la telefon, păi da. S-a mâncat Dănuț și a băut. S-a îmbătat, a? Dar a jucat Dănuț. Atât a jucat. Acasă nu joacă. Acasă, bă, stai să vă întreb. Aha, ia, hai. Acum v-am prins. Acum n-am prins și noi așa, cum să zic. A, ăsta îl pune mâine pe grătar, să vedeți ce fac eu din jambonul ăsta. Dacă vede cuscri, melon și... Le chemăm să mănâncă și ei. Așa, ai tăi, așa, i-au zis, să vadă oaia, îi trimis și lui din oaie, ce a rămas de pe proța. Le mulțumim frumos, să fie sănătos. Nu că arăt eu cum o pregătesc eu mâine. Hai să vă întreb acum, să vă spun, da? Ce ați făcut voi? Cum ați jucat? Auzi că ne-am distrat, am dansat. Și acasă când fac eu un chef și ce joc e? Eu cu câmpiana de am jucat atunci beat. N-a jucat. Am făcut și noi așa tineri de vârsta noastră. Tineri, stai un pic. Nu cu moșca cu mine, noi. La mine în curte de ce nu jucați? Păi da, cu voi, cu bătrâni. Nu contează, să văd și eu familia mea cum e bucuroasă. Uite și joacă. Uite ardeiul acolo. De ce nu joacă? Dănuțul dat nu l-am văzut să joace și la mine aici. A jucat, Dănuț. Tu știi cum juca? Doamne. Am văzut cum jucai și tu. Păi da. Cu bani. La fetele și ești și bani. Ia uzi. La dans. Când am distrare, să duce în casă. Acum, poți să zici și bine cu băieții. Lasă, că de acum încolo, așa vă fac și eu. Ce? Bă, acum ne contam, că am jucat și eu odată la 10 ani. Păi nu, dar... Când fac și eu un chef, un grătar și dau drumul la boxe. Odată nu v-am văzut... Pleacă toată lumea în casă. Să dați pe aici. Și să jucați, să dați așa pe la mers, să luați o voră aici. Și atunci să mă simt și eu. Mă simt și eu bucuros. Ia uite, bă, familia mea, uite ce bucuroasă e, ce joacă. Da?
În alții abucând. A, dar stai că voi sunteți supărați de lumină. Hai. Păi da, păi nu, dar serios, acum când am avut să jucăm? Că luna trecută s-a împlinit anul bunicul, n-am putut să jucăm, na, noi. Adică... Lumina, când făceam, pleca cu telefonul în casă. Lumina nu juca, că ea nu era genuie să joace. Nu era genuie, dar singură juca. Acum că plecă, n-avem cum să mai jucăm. Păi de ce? Păi de ce lumea că jucăm și a plecat? Păi și ce să-i fac? Unde a plecat? Lasă pe lumina că vine, de până de Sfântă Mărie vine. Până pe 8 acum vine. Ia zi să-i fac un purcelare la... Da. Câinele îi fac. La rotisor, că s-a întâlnit. Ce spune? De ce? Ce spuneai tu, cumpeana? Că dacă fac chef, se duc înăuntru pe telefon? Da, da. Păi zi aici. Când făceam chef, pleca lumina, nu stătea. Ți-a adus David și altceva, și două de la vin de acolo. Ți-a adus acasă. A arătat, uite, 5 litri de vin. Am arătat. Vin de ăsta fain. 5 litri, plus vin de ăla, ce mă spune cineva? Plus vin verde. Plus vin la sticlă. Am spus mulțumesc. Că sunt oameni, mulțumim frumos, să fie sănătoși. A rămas datori acum. Mi-a pus el o întrebare, cică, bă, dar dacă îl chemam pe taică, nu venea? Cum să nu? Da. Dar nu ce să zic, venea, normal da. Că venea. Cum, mix, așa-i place lui Bubu. A zis, nu, dacă păi nu vine la băuturi, la... Dacă era tata aici, nu mai dormea când dimineața la 5. Așa le place și lor, cum? Da. Banule, melule, dacă veneam eu... A zis Dănuț că cumpără el oaie și pentru da. Ei, gata, dacă veneam eu acolo, făceam paranghilie mare. Păi sunt naș. Banule, pune naș. Păi ce? Păi bană, când o fi, păi cum? Nu trebuie, mai trebuie și nouă fetiță. Bă, da. Păi și atunci? Mamă, era de cununie. Lasă, lasă cununia, hai, că faci. Da. Una așa. Nu mai îți trebuie alții. Facem cununie. Eu cu Tănuț. Că mă îl puneți pe banul, îl puneți naș. Da. Că mai faceți un copil. Nu mai, nu mai fac. Cum să nu mai fac? Păi lui David cum? Îl lasă nu, singur? Păi da. Mai trebuie. Mai făcut. Trebuie un copil. Doi, trei, să viage pe bătătură. Doi, trei, să se muncească în ea. Da. Să stați și mănâncă o bucată de mămăligă. Nu contează, contează să fie acolo copiii. Că uite așa să pierde neamul și dar asta. Dar să vezi ce s-a îmbrăcat David. Ce? S-a cumpărat Adidas, și-a cumpărat blugi. S-a șmecherit lanț unde? În față și el. Și-a pus lanț la pantaloni. De unde? E, de la neamul. Asta l-am pupat. Și-a cumpărat tricou pentru, și-a Adidas pentru școală noi. Că începe școala pe nou. Îți mai dă un os. De asta nu. A? N-am întâlnit. Mi-a ajuns că sunt la dietă. Ce? Mi-a pun? A. Pune pe el acolo, n-am. Pun pe el. Am făcut ieri un vlog singur, campeană. Unde? N-aveam ce să spun. Un vlog așa, singurel. Unde? Îl vezi. Eu fără tine nu pot să fiu. De ce? Mă, de ce? Ce fac? Nu merge, nu-i talent. De ce nu-i talent? Că nu mai sunt eu aia care... Ia să-mi spus-o, ia tu osul ăsta. Al de pui, hai. I-am spus-o. Lasă-mi pasă. Și dacă muri eu, ce te faci? Ia să-mi fac cu osul ăsta, ia unul. Ia unul. Mai vrei unul? Mai dăm unul de ăla, hai. Mai vrei unul? Mai dăm unul de ăla. Hai, primează, să mai pun unul. Dacă mor eu, ce te faci? Nu mai spune așa. Și invers? Nu, zi așa. Invers, dacă mor eu, cine mai de la porci la găini? Doamne, dacă mor, tu mor și eu.
De ce mă știu? Nu mă lași pe mine liber să mă duc și eu singur. E, păi dacă mor eu 24 de ore, nu te las. Nu mă lași pe mine să mai umblu și eu singur. Hm? Nu. Mergem amândoi. Nici pe lumea elaltă nu mă las singur. Păi n-ai cum. Păi de ce? Păi cum să scap? Nici acolo n-ai liniște de mine. Mă de găsesc și eu alta acolo. Ce găsești? Din aia cu corniță? Depinde unde merg. A, păi tu știi. Aha, unul vreau. Lasă-mă. Poate unul a cumpărat astăzi, n-a cumpărat mai multe. Uite ce mi-a adus, și tavă pentru cuptor am găsit. Vezi? Mică. Femeia ce lipsa, tavă la cuptor. Tavă la cuptorul ăla mic, ăsta mare. David voia să rămână acolo. Păi de ce nu-l lăsai? Că mai aveam noi pe Santuzo acasă. Am zis că la nu mai gata, am venit. De ce n-ați stat acolo două, trei zile? Când am făcut un ușcă, n-o să vină, să fie oricum băuze, să se simța bine. Eu. Să fim un mâel în pat. Pentru că e Craiova, e oraș frumos. De ce nu vă mutați acolo? Ne mutăm, o să ne mutăm, că trebuie. Da, luați-vă casa acolo. Serios, ne mutăm. Și noi stăm cu alea. Și noi. Păi cred că venim și noi după voi. Facem bani, poate nu fie. De ce nu rămâneți și voi acolo? Vă deschideți și voi depozit de acolo cu melo, cu... cu... Păi serios facem. Hmm? Serios. Faceți și voi afacere, oraș mare acolo. Rămânem și facem. În Străia ce faci? Ce faci? Ce e Străhaia, oraș mic? Plecăm toți din Străia. Mă, foame. Să vede, unde ai fost? Că mai dispărut mult astăzi. Cum, dacă dispar o oră? Mai mult de o oră. Bine, o oră, două. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu știu pe unde te fură. Aha. Dar ți-a fost foame rău. Păi ce am mâncat azi? Dar și ne-am încercat astăzi. Da. Ai probleme. Eu? Da. Cred că a dat soarele rău de tot. Mamă, coastele astea fumate e zbelea. E zbelea, dar știi cum? Rămâne numai ciorba și cărnița fără. Dar de ce v-ați certat? Uite așa, ne mai vine și nouă țanca de ei. Pentru care motiv? Pentru lui. Nu. Cu găinile tale, cu porcii. Eu să dau și la porci, dacă nu sunt eu, pe cine? Dacă nu Max, eu lipsesc, cine le dă? Mec, ți-ai asumat să crești porci, găini. Și să stai eu, să le dau eu. Fă ce vrei, poți să le iei, să le duci la maică, dar nu mă interesează. Eu ți-am spus. Măi, dacă plec și eu, două, trei, nu mă interesează. El ți-am spus, nu mă interesează. Cine le dă? Dumnezeu. N-am mă dă filmeze, chiar mă supără. Eu i-am dat cât am stat acasă. Da. Pune pe el. Dacă vrea, nu mai spune că eu le-am dat. Cum, dacă îți place să se asumi, să fie... Cât ai lipsit tu, eu le-am dat și apă și mâncare. Am văzut de ce era acolo. Păi tu nu vrei și să spăl. Păi și ce să-ți fac eu? Păi dar nu vrei și să spăl, tată. E misiunea ta să speli. Ai la mine pe treții să-ți mă mări. Nebune, și pe mai are loc porci dacă intru eu. Nu, serios. Doamne, ferește-mă. Eu le dau să mânce, dar de spălat nu spăl. Eu dacă spăl la porci, în secunda a doua am leșinat. Ia-le frumos și duceți-vă la baba frutura cu ei. Serios? Eu v-am spus din prima când a luat porci că a zis că eu nu pot. Dar și eu la fel. Nu mă interesează. Gata. Oasele astea? Îți mai pun? Aaa, cât de semnă, așa ce am mâncat mult. Câte minute am? 14. Hai, oprește, prieteni. Revenim. Ne auzim mai târziu, prieteni. Vă mulțumesc că vă uitați la noi și ne auzim. Hai.